Eu nu, ți recomandăm niște cărți de dezvoltare personală, de business, că ai spus tu, că tu citești, dar vreau să știu ce citești. Ei bine, am pus pe blogul meu, care încă e în teste, adică nu am lucrat la el, n-am făcut mare lucru la el, dar am scris un articol. De fapt, am făcut o listă cu câteva cărți pe care le-am citit, care mi-au plăcut și care m-au ajutat foarte mult. O să vă las linkul în descriere. Dați click pe carte dacă vreți să le comandați. Pe orice carte apăsați, vă duce pe elefant.ro și le puteți cumpăra de acolo. Dacă nu vreți să dați click pe pozele mele, puteți intra pe elefant.ro și să căutați fiecare titlu, da? Puteți da click și să comandați cartea. Aveți aici cărți de dezvoltare personală și niște biografii. Cea lui Richard Branson, Paulo Coelho, nu știu dacă se pronunță așa, Elon Musk, Steve Jobs, niște cărți foarte interesante. Asta e mai mult de spiritualitate, dar e foarte interesantă. Asta vorbește. E cumva o poveste a civilizației care acum nu mai există, a babilonienilor. Foarte, foarte mișto și cartea asta. Aceasta veți învăța cum să economisiți, de ce să economisiți și mai multe legate de mentalitate, cum să gândiți ca un om de succes, la fel și din... Să scrie aceasta cu secretele minții de milionari și asta o carte genială. Veți afla că oamenii bogați și oamenii săraci gândesc foarte, foarte diferit și, oricum, dacă doriți să vă apucați de citit, începeți cu cărțile astea, vi le recomand din toată inima.